Bună, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou video. De această dată suntem chiar la intrarea în Global Village. Da, ne aflăm tot în Dubai și e ultima noastră seară aici în Dubai, așa că am zis că nu putem rata una dintre cele mai faimoase atracții turistice de aici. Global Village este un orășel cu de toate, un orășel global, cum îi spune și numele. Aici putem vedea culturi din diferite țări. India, Pakistan, Arabia, Iran, Turcia. România nu are stand încă, dar este foarte, foarte interesant. Mergem să cumpărăm tichetele. Aici se așteaptă la rând pentru tichete. Bună, dragii mei, am ajuns la Global Village, după cum vedeți. Stăm la rând să cumpărăm tichetul și după aia vă luăm cu noi, bineînțeles. Sper să vă placă, eu sunt foarte, foarte entuziasmată. Stăm la rând. Vreau să vă arăt că nu sunt singura îmbrăcată de vară pe aici. Că am tot văzut comentarii răutăcioase la adresa mea. Nu e niciun semn de disrespect că am eu puțin decolteu, când majoritatea turiștilor sunt mult mai dezbrăcați decât mine. Așa că haideți să nu exagerăm. Vedeți? Mult mai dezbrăcați decât mine. Mie se vede puțin decolteu. La alții se văd picioare, brațe și așa mai departe și nu deranjează pe nimeni, pentru că lumea e modernă, e deschisă, nu e închisă la cap. Cam așa arată biletele de intrare. Și o să intrăm la Global Village. Haideți cu noi! Vedeți ce frumos arată? Ca în povești, ca în basme. Aici e intrarea. Deci, e super, super tare. Așa intrăm. Vezi, se începe exact cu Europa. E Londra, Roma și, bineînțeles, intrarea e în stil Emirates. Uite statuia libertății mi. Uite din Egipt. Miha, la intrare din toate țările. Uai, ce fain. Egipt, da. Îmi doresc să ajung și în Egipt. Asta e visul meu. Că îmi doresc să călătoresc cu toată lumea, deci... Uite, China. Ce tare! Mamă, priviți câtă lume! Uai, ce frumos! Dar atâtea lucruri frumoase! Thailanda! Nici măcar nu știu unde să te uiți! Miha, uite! Moscheea la care am fost! O vezi în miniatură? Uite Parisul! Asta e moscheea pe care am vizitat-o deja. Sper să n-o pierd pe Miha. În rest, toate bune și frumoase pe aici. Asta vrea să fie Singapore, ce? Ia priviți Turcia. Doamne, ce frumos e aici. Kuwait. Priviți, aici avem chestii tradiționale din Kuwait. Mamă, ce frumos! Intrat în Kuwait, dragii mei! Asta seamănă foarte tare cu cei din... Ce frumoase sinelele. Nu, atunci hai mai departe, pentru că sunt foarte multe țări. Uite, Yemen, Miha, ce frumos. Acolo Iranul.
Arată foarte, foarte bine. Nu știu dacă o să reușim să intrăm în toate țările, dar încercăm. Intrăm în Yemen. Deci, intrăm în Yemen. Mamă, ce bine miroase, Miha, câte condimente în Yemen. Nu cred. Deci se pare că condimentele sunt baza. Miha, luăm condimente la mami și de aici. Deci i-am luat. Ia să vedem prețul, de curiozitate. Miha, hai să luăm ceva acasă. Na. Eu nu știu ce s-a astea, dar mi s-a părut sare. E sare, ce tare. Mamă, ce tare. Nucșoară. Mă, iar o brevi pe soră mea. Dar o scucerită de atâtea condimente. Ce să luăm? Uite astea, ce-s? Mamă, ia din astea, Miha, smochine, pe ce ai pus mâna. Uite ce fain, viți aici, ce minunății. Ăsta ce-i? Nu, eu mai iau ceva, să fie diferit. Can you give me 100 gram from 7 spices, please? Yes. Yemeni, am cumpărat condimente. Bahrain. Vreau să intrăm la Egipt, nu o să intrăm chiar la toate. Intrăm în Egipt. Așa arată pavilionul Egiptului. Deci am intrat în Egipt, se pare. Îmi doresc să vizitez Egiptul de asemenea. Așa că mă simt ciudat. Costumele de belly dance. Cheșoare e povară mie. No, unde ești? Hai! Wow, ce faine sunt costumele azi. Mihai, să vezi. Wow. Mergem în continuare. Deocamdată doar haine. N-am văzut nimic în afară de haine. Hai să vedem. Nu e ce vreau eu deocamdată. Sorry. Mă bag în lume pe aici. Șlap cu ochiul protector. Dar deocamdată n-am văzut nimic fain. De ce mă dezamăgește Egiptul? Hai, dacă mai calc mult pe rochea asta. Dar nu-s cu simboluri. Ba, ăsta ar fi, da, îmi place simbol. How much? Noi nu uităm pe aici, la Egipt. Deocamdată nu am văzut nimic drăguț. Și mă enervează. Sincer. Rochea e drăguță. Semințele-s bune de aici. Vi le recomand. Eu ai ce semință. Miha, vrei să guști din astea? Mergem în continuare. Aici e Maroc. Abia aștept să ajung în față, în față India. Ok. Maroc e asemănător cu Egiptul. Iranul. Avem Iran! Mie îmi place foarte tare. Wow, ce bine arată Persia!
foarte tare. Ne apropiem de India. Încă nu am găsit intrarea spre Iran. O să o găsim. Așa că ne apropiem de Great India. De Mama India. Suntem în Iran. Ia priviți Iranul. Vechea Persie. Sincer, dacă ar fi după mine, eu stau aici o zi și o noapte. Aș intra în fiecare țară și v-aș povesti despre tot. Nu decât covoarele persane. Da, la Iran sigur aici vedea ca o cultură bogată. Vezi cât de frumos e. Vezi cât de frumos arată aici totul. O grămadă de lucruri frumoase, cum am spus, ne-ar trebui zile întregi să vedem tot ce e aici. Și este seara, e târziu, așa că o să ne grăbim oarecum. Tot felul de covoare, de carpete, foarte tare. Bijuterii de tot felul. Apropiem de India, după cum v-am zis. Poate vă aștepta să vedeți Taj Mahalul la India. Asta e o clădire care seamănă mai mult cu cele din Rajasthan, zona mea preferată. Și vă mai spun ceva. Noi ne aflăm aici astăzi și mâine începe sărbătoarea Holi în India. Deci e wow! Desi chant! Ne-am pani puri ca să simțim gustul Indiei. Neapărat. Eu o să-mi iau, Miha, nu? Așteptăm comanda de pani puri. Cam așa arată. Sperăm că e gustos. Am văzut cercei. Deci uitați, raiul meu, cercei. Nu se poate, îi vreau pe toți. Deci pe toți îi vreau. Divici ce cercei, eu nu mai pot. N-a uitat. Ceva de ce? Doamne. Mi-am cumpărat. Avem și luna. Tot felul de lucruri în India. How much, Hannah? 20. Dar știu eu ce Hannah vrea. Modelul ăla. Exact la fel, că tot indienii erau faini. Ce drăguț. How nice design. How much, Hannah? 20. 20. Da? Very nice design. With 10? Only 2 minutes, 3 minutes. With 10? No? Vezi ce frumos era. Doamne, deci eu asta aici și mi-aș cumpăra tot. Nu știu dacă mă credeți, dar eu aici asta și mi-aș cumpăra tot. Nu mă bani să am. Dar eu asta își face. Deci, nu se poate. Câte lucruri faine. Priviți și poșetuțele. Uite ce faine sunt poșetile astea. Nu, să nu-ți placă. Bine, mie îmi plac, nu vouă. Mergem în căutare de sari. Dacă găsim, deci dacă eu îmi găsesc un sari acum, unde punesc? Uite ce păpuci, Miri, vrei așa păpuci? Doamne, no. Nu mai zic nimic. Ce drăguțe, deci toate sunt drăguțe. Toate, toate, uite ce fain e și asta. Eu îmi fac rău când le văd. Ce-s astea, parfumuri? Stai să vedem, Miha. Dar ce-i? Parfum.
Is perfume? Yeah, we have perfume. Uite, Miha, Miha. Deja am ajuns. Da, ce-mi place. Păi ce frumoase sunt rochile. Aici trebuie să aibă sari. Din păcate au sari de cea mai proastă calitate. Și n-are rost. Zici că e de jucărie. Și atunci n-are rost. Să-mi iau sari? Uite, ce frumoase sunt astea. Mamă, uite, aici au materiale faine. Astea par mai tare, vezi? Mamă, ce materiale. Deci, dragii mei, mai bine ies de aici, că nu mă fac rău. Sunt o grămadă de lucruri. Pe gustul meu, în special bijuteriile, ia priviți. Na, cum să stai aici? Și Miha se grăbește și o înțeleg. Deci, ieșim din India. Dar înainte de a ieși din India, vreau să vă arăt ceva. Mi-am luat cercei. Mi-am luat cercei indieni și am și henna. Ce ziceți, ha? Este cool. Vă zic, dragii mei, că am ieșit din India și că sunt emoționată. Și că eu aș fi stat toată noaptea acolo. Și aș cumpăra tot. Dar nu se poate. Așa că mai bine plec în fac inimărea. Și mergem în următoarea țară. Intrăm și în Lebanon. Domne, vis-a-vis de India este Lebanon. Mai bine înregistrez peste videoclipul ăsta voce, că sunt prea emoționată. Vă dați seama ce înseamnă India pentru mine, dacă doar ceva ce seamănă îmi aduce aminte de ea. Și ceva wow. Păi, cum acopăr aici cu ăștia? Mergem în continuare. E foarte frumos, e o atmosferă faină aici. Eu aș sta toată noaptea aici. Dar, din păcate, nu avem suficient timp la dispoziție. Sora mea așa ceva de aici, cred, nu știu. Mamă, ce fain arată asta mango. Vai, ne luăm înghețată? După ce mâncăm, bun. Mamă, ce frumos e aici. Ia priviți, avem și înghețată turcească. Foarte tare. Încearcă să o dea copilului. Vedeți? Priviți, Africa. Și Africa, am auzit că e foarte faină, foarte interesantă. Așa că ar trebui să mergem să luăm ceva. Bine, eu aș lua din fiecare țară câte ceva. Priviți, Rusia, Europa, Coreea, nici nu vă mai zic. China e în spate. Trebuie să căutăm și Pakistanul. Mie aș lua să mănânce. La Africa fac și reprezentații. Zanzibar. Ce mai se vede luna? Nu o să mai intrăm la Africa, că e foarte multă lume și e foarte aglomerat. E interesant. Intrăm și la Rusia. Ce putea să fie decât matrioștele astea? Vă mai arăt pe aici. Încolo avem China, Taiwan, ASEAN. Yeah.
Acolo e o manu. Asta pare a fi Japonia. Nu, e China. Scrie acolo China. Mergem pe aici. Cam așa arată pavilionul Chinei. Mă scuzați, nu prea pot să filmez, că e multă lume. Asta e Oman. Oman e țara vecină cu Emiratele Arabe Unite. Ia priviți ce avem în față. Par de distracții. Și aici avem Afganistan. Intrăm la Japonia. Vezi cât de frumos e standul Japoniei. Foarte frumos. Intrat în Japonia. Ce putea fi mai faimos decât animeurile și materialele, mătasea japoneză. Mochi. Mihai, mânca mochi vreodată. Știi ce bun e? Uite, ne luăm un bubble tea. Că ăștia îl fac bun. Bubble tea, origami. În față este Thailanda. Cum așa arată și la Japonia. Îmi cer scuze, știu că videoclipul acesta nu o să vă placă prea mult, pentru că, într-adevăr, ne grăbim, e seară, e târziu, e multă lume și nu reușim să intrăm în toate pavilioanele, nu am reușit să prezint cum mi-aș fi dorit să prezint, dar măcar aveți o idee cum arată Global Village și dacă cumva sunteți prin Dubai, veniți să-l vedeți. Chiar merită, sincer. Dar trebuie să vă luați mult timp la dispoziție, adică măcar 4-5 ore, dacă nu 6, că aveți ce vedea. Mergem la Thailanda. E foarte frumos aici, deci da, merită. Să vedem Thailanda. Am intrat în Thailanda. Nu mi se pare ceva wow. Dar am zis, hai să vedem. Haine. Fructe. Tot la Thailanda suntem. Asta e gheață carbonică. Deserturi cu gheață carbonică. Ieșim într-un final. Suntem aproape de ieșire, în continuare în Thailanda. Miroase foarte bine pe aici. Priviți Coreea, așa arată de afară. Americas! Sud-America! Foarte tare! Intrăm puțin și în Americas. În America Latina. America e foarte mică. Se pare că nu sunt foarte iubiți pe aici.
Wow, uite Miha, șalurile alea sunt frumoase de acolo de sus. Le vezi? Hai să vedem. Mergem în continuare. Suntem în continuare la America de Sud. Aici pe o depot, nu? Da. Dar să-i lăpi. Ce frumoase sunt rochile astea. Eu mi le-aș cumpăra pe toate, sincer, dar nu-mi permit. Mergem în continuare spre alte țări. Sunt foarte multe și e foarte târziu. Noi mâine dimineață facem check-out-ul, avem zborul. Din păcate am o trebuie să venim aici chiar în ultima seară. Dacă ne oturim să venim, o să vede luna. Aici e un loc unde te poți odihni. Tot felul de roche aici, îți poți bea cafea, am un ceai, te poți odihni dacă ai obosit. Cum am spus, noi mâine dimineață avem avion. Din păcate am făcut prostia să venim în ultima seară aici și na, ne presează timpul. Dar cu siguranță merită venit și merită venit în prima zi, ca să aveți destul timp. Ce frumos e aici, e orașul plutitor, așa se numește, doar fructe de mare. E frumos că e pe apă. Ce foarte drăguț. Și e doar mâncare. Uite ce frumos arată aici. Ne plimbăm pe aici. Este foarte, foarte frumos. E foarte lume, dar foarte frumos. Priviți în spatele meu. Ce frumos e. Am ieșit. Acum probabil vom intra în Pakistan. Cam asta e atmosfera. Foarte, foarte frumos. Ia priviți. Intrăm în Pakistan. O țară frumoasă care seamănă cu India, dar nu e India. Ce frumoase. Fac show-uri cu înghețata. Și intrăm în Pakistan. Textile! Ce frumos arată! V-am zis, seamănă cu India. Kashmir Handcrafts. Dar nu e India. Miha, îmi face o poză aici. Ce frumoase! Foarte tare! Uite ce materiale faine, Miha! Ai, ce faine! Wow, ce frumoase sunt! Hello! Welcome, ma'am! Excuse me! Hello! Hello! Yes, come! Thank you! Ioi, deci ce faine sunt materialele astea! Nu se poate! Doamne, ce frumoase sunt! Welcome. Miha, să-mi iau un șal de aici, atâta de frumoase. Cred că sunt cele mai frumoase materiale pe care le-am văzut până acum. Uite, delicii! Vrei să ne luăm ceva de acolo? Uite, este de băut! Hai să-ți iei ceva de băut! Am găsit și păpuci! Long short leather jacket, madam, Pakistan. Vai, de ce frumos e! Deci, sincer, după India, îmi place Pakistanul, clar! Deci nu vă așteptați la altceva, dragii mei, știu! Uite ce frumos! Doamne, dar ce faine sunt materialele astea. Ne-am privit. Ok.
Da, sunt fascinată. Intrăm în Turcia, Istanbul, Carina. Da, foarte frumos. Eu v-am spus și repet, asta aici. Da, nu se poate. Aceeași nebunie cu înghețata pe care o știm. Mino. Se vede că-s turci. Multă gălăgie. Măsline roz, ați mai văzut? Cam așa arată Turcia. Priviți ce frumos. Să faci poze. Vai, dulciuri. Miha, vrei dulciuri? Eu când le văd. Hi, welcome. Welcome, lady. Continuare în Turcia. Foarte frumos. Ceramică. Am ieșit și din frumoasa Turcie. Ce frumos e aici. Cu asta, încet, încet, plimbarea noastră se apropie de final. Așa arată Global Village. Foarte drăguț. Minunat. Și cum puteam încheia această seară minunată mai frumos decât cu un foc de artificii, după cum puteți vedea. E o atmosferă atât de plăcută, e o atmosferă frumoasă, relaxantă. N-am cuvinte, totul arată foarte bine. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru această seară minunată, mulțumim lui Dumnezeu pentru toată călătoria noastră absolut spectaculoasă aici în Dubai. Vă mulțumim vouă că ne-ați fost alături. Sper că v-a plăcut acest vlog. Eu l-am făcut cu toată inima. Vă mulțumesc pentru comentarii, pentru like. Vă invit în continuare să comentați și la acest video, să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă încă nu ați făcut-o. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și ce să zic, e o seară absolut minunată. O să vă las cu această melodie frumoasă. Este o melodie specială, o melodie religioasă cântată de Ramadan și un spectacol frumos de lumini care are loc aici pe apă. Dragii mei, aceasta a fost seara noastră minunată, aceasta a fost călătoria noastră în Dubai. E ultimul video pe care îl postez de aici din Dubai, așa că vă mulțumesc că mi-ați fost alături și vă spun la revedere! Pa, pa!